Impresionați de drama prin care trec doi bunici și Larisa, nepoata lor de 15 ani din comuna Milcoiu, după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări, voluntarii Asociației Copiii Fără Copilărie din Vâlcea încearcă să strângă bani pentru a le ridica un nou acoperiș deasupra capului. Cine dorește să ajute acest proiect intitulat De Crăciun construim o căsuță, poate să doneze un obiect din locuință. Fie că e vorba de o decorațiune de Crăciun, că e vorba de articole de vestimentație, oricine poate să dăruiască ceva. Acel obiect va sta la licitație 3 zile. Toate obiectele scoase la licitație sunt expuse pe pagina de Facebook Donează ce poți pentru copiii fără copilărie din județul Vâlcea și pot fi ridicate de câștigătorii de la sediul asociației din incinta fostului liceu Old Kim din Râmnicu Vâlcea. Acesta este unul din obiecte. 10 lei prețul de pornire, da, și la cât s-a ajuns? La 50 de lei s-a ajuns pentru săniuța aceasta. Aștept doamna să vină să... Câștigătorul, da, să vină să ridice. La depozit sunt așteptați și cei care dețin materiale reciclabile, cum ar fi sticle, carton și chiar anvelope uzate. Toate deșeurile reciclabile vor fi valorificate, iar banii vor fi utilizați pentru achiziționarea de materiale de construcție pentru familia din comuna Milcoiu.